утро с вейкаперами. Bună dimineața! În ora cu numărul 11, prieteni, noi avem invitatul săptămânii, așa că fiți atenți, nu am făcut anunțul, am primit-o practic peste nas acum în studio, ne-a spus din prima, bă, dar ce faceți afișa chiar când intrați cu 20 secunde înainte în emisie, nu faceți voi cu o săptămână, două, trei luni, de la anul nou nu faceți invitația, faceți chiar acum, prieteni, noi am postat afișa pe telegramul Radio Record Moldova, unde? Вот так, знаешь, с барабанной дробью, так, да, чтобы, да, да. Чтобы возместить то, что афиша не появилась немного заранее. Поэтому, друзья, встречайте, сегодня у нас в гостях в студии Радио Рекорд Молдова Каталина Кара! Bună dimineața! Bună dimineața! Să înțeleg că ai vrut să contestezi pentru faptul că nu ai postat poza mai devreme. Da, am vrut să-mi cer scuze pentru cei care au intrat pe Telegram, au vrut să vadă cine-i invitatul și până la urmă el nu a apărut. Este acum, da, l-au văzut deja persoane la ora 10:08, creată este postare. Vom face... compensăm! Vom face, Cătălina, reels-uri imediat, vom face Telegram, încărcăm, vom face postări pe Instagram, îți spun eu. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum ești? Odată. Foarte bine! Câte ori ai dormit? 4. Ах, ты сразу соль на рану сыпешь, потому что Каталина пришла в нашу студию и сразу рассказала: друзья, ребят, вы знаете, у меня такой сложный период, я так мало сплю последнее время, всего лишь по 4 часа, мне так хочется спать. Мы говорим: Каталина, сейчас проведем интервью, а потом сразу можно домой поспать. Хотя я сомневаюсь, что ты, конечно, поедешь домой спать. Я уверена, у тебя очень много сейчас различных дел, потому что на носу у тебя большое мероприятие, и не одно, и про все эти мероприятия мы обязательно поговорим. Но перед этим давай сразу так сходу начнем с испытания, которое мы называем 30 секунд. Это испытание, за которое мы с Виктором не получаем вообще денег. Но ты нам сейчас расскажешь про себя за 30 секунд. Можешь рассказывать, рекламировать продукты, про себя, что ты любишь кушать на завтрак. Я как-то много разговариваю. Ты можешь меня остановить? Остановись, Абрамцова. Моментul, când noi nu primim salariul pentru 30 secunde, dar nici tu nu-ți primești. Așa că vorbește așa ca și cum nu s-ar plăti nimeni. Ok. 3, 2, 1, încep 30 secunde. Sunt Cătălina Cara și sunt un artist indie pop. Mi-am lansat recent albumul Leap Your Baby, mai anul trecut l-am lansat. Ceea ce înseamnă copil născut în an defect, la fel ca și mine. Eu sunt născută pe data de 29 februarie. Așa că și albumul meu s-a născut la fel într-un an bisect în 2020, atunci când am trecut lucrul la el. Echipament din România. Și pe parcursul acestui an am reușit să am foarte multe... Gata? Gata, a expirat timpul. Dar am o întrebare care ți-a fost pusă probabil în vreo 250 de ori, de la 450 de interviuri. Cred că știu ce o să mă întrebi. Hai, spune! Cum e să sărbătărești de ai de naștere? Nu, am vrut să te întreb câți ani ai oficial. Oficial am 8 ani. Представляешь, бывает такое. Ну ладно, правда, все же чаще всего, когда празднуешь день рождения? 28-го или все-таки уже следующий день, как бы, да, получается, первое? Pe data de 28 februarie, pentru că totuși m-am născut iarna și în ultima zi de iarnă, așa că prefer să sărbătoresc în ultima zi de iarnă. Da, pe 29, când tragi câte un bal, când vine, așa, da. Odată la 4 ani. Știi, la oamenii normali, născuți în dăți normale, ziua de naștere e rotund, de o dată la 5 ani, la mine la o dată la 4 ani. Da, ai mai întâlnit persoane care sunt născute la fel pe 29 februarie? Da, chiar am avut un coleg de școală din clasa paralelă și tot timpul mi-aduc aminte când era 29 februarie. El era dintr-o clasă, ieșea cu baloane și cadouri și eu la fel și ne întâlneam pe hol și ne uram la mulți ani. Plângeați împreună. Interesant, ai zis că cu etos au obștestva людей, care rădilis 29 februarie? Este și pe Facebook văzusem că era ceva și și un logo oficial. Кстати, eu știu cum s-ar numi grupa asta. S-ar numi Oamenii cu ficatul sănătos. De ce? Păi odată la 4 ani zi de naștere. Da, nu trebuie să trebuie în fiecare an. Deja sunt mai sănătoși cumva.
Ну, кстати, год, который сейчас скоро совсем наступит, 24-й, он тоже как раз-таки именно такой год. Так что в этом году у тебя прям будет большой праздник, я предполагаю. Первое, потому что уже мы с вами факту традиции для нас, так фак он концерт для зима для наштери. Практика мы лансат альбом Leap Year Baby для зима для наштери anul 2022. Anul trecut, în 2023, la fel, am avut un concert în acea perioadă, așa că cred că și anul acesta voi organiza ceva. Кстати, сейчас на фоне звучит трек Каталина Кара, который называется Fade. Правильно? Да. Mai ții minte cuvintele din melodie? Normal. La noi am avut pur și simplu niște invitații care am dat un track de-al lor și nu știau cuvintele. Nu au putut continua piesa. Nu au putut continua piesa. Bun, era o veche, una veche, rău. Da, eu asta urmează să o cânt în concertul de mâine. A, давай немного послушаем. Наслаждайся, Victor. Eu am dansat, am făcut de-astea. Ai spus că e indie pop. Da. A, pacimu indie pop. Pentru că așa este stilul muzicii. Da. Așa e ceva cu indian, așa? Nu, nu are nimic treabă cu indian. Indie înseamnă, de fapt, altă muzică, gen muzică alternativă. Este pop comercial, indie pop e ceva mai alternativ. Și muzica mea e așa un mix de indie pop cu dream pop, cu nuanțe electro, de soul, de jazz. Cam asta. Toate în una. Dar ce vreau să zic în timpul piesei, că am văzut acum ultima perioadă a devenit un trend să se organizeze concerte în căști, pentru că de asta râdeam. Nicolae ne filmează aici, colegul vostru ne filmează și noi dansam după piesa mea, dar la un moment dat mi-am dat seama că el de fapt nu auzea foarte bine ce avem noi în căști și de aia mi-am adus aminte de acest concept care îmi pare foarte fain. Da, este linia și baie, vecirinchi называется Silent. Да. Что-то в этом роде, да. Кстати, это сейчас и правда очень модно. Мы об этом поговорим, но врывается рекламный блок, и обязательно после этого мы к вам вернемся. Шалонарь энд Абрамцова. Вернулись мы не одни. В студии у нас сегодня Каталина Кара. Поприветствуем нашу прекрасную гостю. Ты acomodat, Каталина? Мама acomodat, deja m-am trezit. Te-ai trezit? Da. Dar o să trebuiască să faci somnul, mai, nu știu, pe la amiază încolo. Deci Caterina ne-a spus în afara emisiei că are săptămână, două, trei, deci nu mai țin minte când a dormit măcar 6-7 ore. Ce se întâmplă? Cine te ține trează? Păi mâine am un concert la Teatrul Național Mihai Eminescu, orele 7, de tip Candlelights, deci vom avea în scenă aproximativ 1000, mai mult de fapt, mai mult decât 1000 de lumânări. Și este un concert care va fi live cu orchestră și cu bandul meu. Practic reorchestrăm toate piesele, am reorchestrat toate piesele mele de pe albumul Pierre Baby și vom include și câteva piese de Crăciun ca să dăm startul atmosferei de sărbători de iarnă. Și asta mi-a ocupat tot timpul din ultima o lună și ceva minim, pentru că eu organizez concertul singură și asta îmi ocupă cam tot timpul. Alergi de aici colo. Cam așa. Deci despre suntem pe ultima sută de metri și repetiții până târziu. Iată, uite, aseară am avut repetiții până noapte târziu. M-am culcat abia la 2:30. M-am trezit de dimineață ca să mă pregătesc, să reușesc să mai fac ultimele probe la croitoarea asta care îmi face rochea pentru seara de mâine. Stai așa, că și apoi am venit la voi. Я знаю из информации, которой я владею, что на этом концерте ты даже поставишь некий рекорд по поводу свечей. Это правда? Да,
pentru că probabil, cel puțin eu știu că la noi în Moldova încă nu s-a organizat un concert de tip Candlelight, iar asta peste hotarele țării se fac foarte multe concerte de acest gen și m-am gândit că atmosfera asta de teatru cu foarte, foarte multe lumânări. Da, dar vor fi toate pe scenă sau așa, chiar da, nu știu, da, prin jur la fiecare scaun stă câte o lumânare. Eu cred că lumânare din asta așa mare, rotundă, cumva, sau din asta care e galbenă din... cred că îți vei da seama mai bine după ce vezi pozele de la concert sau dacă vii mâine la concertul nostru. Dacă mă inviți, vin. Te invit, mă invit, am vin. Da? Vezi, așa am încălzit-o ușor pe Cătălina, ca într-un final spune că eu vă invit pe ambii. Iulia, eu am lucrat pentru amândoi, lucru de echipă am făcut și am primit două invitații, dar cu bani sau fără? Fără. Stai așa. У нас культурный вечер будет. Но перед этим давай проведем наше испытание. Надо было... Хорошо, что ты спросил Каталину перед этим испытанием, да, потому что после него... Да, потому что после такса, после провокации, которую мы имеем на частной интервенции. Или вообще сказать, вы ко мне на концерт не приходите. Да, да. Baza anulare. Deci avem, Cătălina, în această intervenție un joc care se numește răspunsuri picante. Okay. În aceste trei plicuri sunt trei întrebări. Ce trebuie să faci tu? Este simplu. Extragi plicul. Hai, alege-l care îl vrei tu. Plicul numărul 1 a luat. Îl deschizi, dar întrebarea o citești doar în minte, doar în creierașul tău. Avem nevoie pe radio de răspuns. Fără întrebare. Я хочу, чтобы Каталина поняла то, что никто, абсолютно никто не знает, какой вопрос написан на этом листочке. Поэтому, если ты даже ответишь, например, Петечка, Васечка или Машенька, никто абсолютно не узнает, про что этот вопрос. Dar răspunsul trebuie să fie максим sincer. Максим sincer. Такая реакция у нее. Что за вопрос там? Мне уже стало интересно. Ce anume? Ultimul cuvânt? Vrei internațional? Nu, dar nu-ți poți supăra pe nimeni internațional. Știi, spui Shakira, aia e tot una de showbiz-ul. Так интересно, мне даже интересно, что же ответит сейчас Каталина. Ай, ты ответь. Ну, ți-a venit în minte un nume. Recunoaște. Chiar nu mi-a venit niciun. E că acum îți amintești toate vedetele de pe aici colo. Ну, вот представь себе, что ну надо было бы выбрать. Вот на тебе легла бы такая ответственность, тебе пришлось бы выбирать. Кого бы ты исключила бы вот так пальчиком? Показала бы и сказала: "Без тебя". Я стою к её винит в плечи. Без тебя. Джохи Дэвис. Băi, și auzi ziua de naștere omul ieri alaltă ieri. Ok, întrebarea o citim pe radio. O citim întrebarea. Deci momentul este că ai alegerea să nu citim întrebarea, dar trebuie să mâncăm ceva delicios, gustos, fain. Da, я хочу, Каталина, чтобы ты поняла, что даже твой ответ, Джохи Дэвис, там может быть любой абсолютно вопрос, да, может, с кем бы ты хотела провести ночь. Провести ночь, например. Или там мог быть любой абсолютно вопрос, поэтому важно, зачитываем ли мы вопрос или нет. Dacă nu răspund la întrebare, mănânc wasabi cu biscuiți? Da, deci mănânci. Biscuiții sunt așa delicioși. Wasabi este iute ca viața noastră, spune-mi deodată. Dar cum trebuie să-l pun așa? Eu îl pun, eu sunt responsabil de asta. Da, 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 da. Bine, dacă tu îl pun. Dar eu știu cum să te jalești, tu pe tine te... Citim întrebarea. Hai, citiți-o. Deci răspunsul lui Cătăline este Johnny Davis. Care vedetă îți provoacă antipatie și crezi că nu-și merită locul în showbizul moldovenesc? Poftim. Ca să concretizez ceva, cred că totuși toată lumea își merită un loc și toată lumea are un public al lui. Așa că mi-a venit primul nume. Если пришлось бы выбирать, то был бы Джохи. Да. Asta fără supărare, mi-a venit primul nume. Dar nu, chiar cred cu sigur, cred că fiecare om, fiecare artist își are locul lui și absolut își are publicul lui, așa că este loc pentru toată lumea. Давайте так, чтобы загладить свою вину, просто поздравим Джохи Дэвис с его уже прошедшим днем рождения, да? Hai să cântăm toți la mulți ani, da, Iulia, dă-i încă o dată. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Acum am cântat numai noi doi cu Abramțova, pornim încă o scundalul ăsta și cântă numai Cătălina. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday.
Ștefănuța îmi trăiască. Știți-te bine a cânta. Ты понимаешь, что все, что мы делали до этого, сейчас обнуляется просто вот после этого исполнения Happy Birthday. Asta este fundalul nostru atunci când sunăm pe cineva și are zi de naștere, noi mereu felicităm, dar noi cântăm mulți ani trăiască. Păi, dar puneți muzica de mulți ani trăiască, puneți muzica de Happy Birthday. Da, păi îți spun așa, deci noi nu cântam ceea ce trebuie, știi? Dar punem ceva mai... Acasă vă ți-a două goda. Noi trebuie să cântăm mulți ani, mulți ani trăiască. Știi cum se cântă de obicei așa, pe la Telenier, la Dondușen, pe undeva. Avem două plicuri pe care le deschidem, dar le facem după publicitate, după câteva melodii. Ok. Tot ce trebuie să le deschizi pe celelalte. Vedem cum reușim. Vedem pe cât supărăm. Salonari and Abramsova. Wake up, na recordie. Trecem rapid la planul pentru această intervenție. Încă două întrebări avem de răspuns, dar vedem, răspundem două sau răspundem numai unul. După cum te descurci, o să vedem cum merge. Ilizaftra că MC este. Alege încă un plic din cele trei. Așa, îl deschidem. Din cele două. Bun, ele au fost trei inițial, știi? Da. Respectiv, întrebarea care este acolo se așteaptă doar răspunsă pe radio. Întrebarea o citim în cazul în care n-ai nicio problemă cu asta. Dar stai să văd și eu. Asta sunt întrebări făcute de noi de când n-are nimic. Da, bună. Da, sigur. Da. O. Da, e tot de la, кстати. Că m-am căsătorit fiind deja gravidă. Adică în flori, cum se spune. Da. Așa se spune, nu? А как давно? Как давно ты это слышала про себя? Когда к нам мамка сотворит. А как давно это было? До минус. Adică te-a luat din cauza că ești deja însărcinată. Da. Să nu fi fost însărcinată, nu te mai însura, nu te mai măritai? Nu era, dar era gen că foarte repede s-a întâmplat lucrurile. Stai așa. Ca să dau context mai mult, cred că zic întrebarea. Să dăm întrebarea. Я думаю, за этот вопрос, конечно, Каталина не испробует наш васаби, поэтому зачитывай, Виктор. Care a fost cea mai absurdă bârfă pe care ai auzit-o despre tine? Deci, Cătălina s-a măritat din cauza că a devenit însărcinată. Da. Asta e o bârfă, dar nu e adevărat. Nu. Mai vezi copilul sau cu burtă, au trecut de atunci. Nu, pur și simplu, de obicei, invitații care vin la noi la radio nu previn copiii. Am sperat și eu că poate mi-ai urmărit activitatea, măcar un pic pe Instagram. Am urmărit pe Instagram, stai așa. Я тебе скажу из всех ответов на этот вопрос, Каталина занимает официально второе место после Немакса, да, у которого когда-то про него говорилось о том, что он вообще... Ел он класса нуари купил, да. Да, в девятом классе у него и жена, и дети там, поэтому твой слух или твоя сплетня занимает у нас в нашем топе. Да, в нашем рейтинге официально второе место, да. Это сильно. Есть еще один конверт для тебя, Каталина, открывай его смелее. Там последний вопрос. Я все же надеюсь на то, что Каталина не уйдет из нашей студии без того, чтобы попробовать наш супер острый соус васаби, от которого абсолютно все гости плакали. Я дал никак. No. Что с вами случилось? Нимень. Это ответ. Это ответ. Нимень. Что значит кунимень? А ну покажи мне, что там за вопрос? Да, Юля, лас аж как мынкем. Мынкем. Ты че сам иногда кажется девору? Кофта Мари Кишинев. Да, для того, чтобы, конечно же... Дака ну не дай распунту. Акум директ ла рекорд, радио рекорд. Ам парте де буллинг, потому что я смонекула. А, да я тебе, я то ачес бискуите. Пентру ка са-л цин аша бене. Da, eu am spus adevărul. Deci tu ai spus adevărul, dar ăsta nu a fost un răspuns pe radio. Avem nevoie de un nume. A fost una mică, da. А вообще, да, нам нужно имя и фамилия. Обычно так мы принимаем ответы, да? Юля, eu sunt atât de disperat că eu vreau să mănânce. Aha, ну всё. Я тебе ce variantă asta. Я уже готова. Microfon așa ca să audă crunch. Да, crunch, pentru că asta e publicitate plătită. Так, ну а я хочу это заснять. Давайте я переверну камеру, чтобы показать Каталину. Да ну я маду с апы, у стайбы не войде апы. Апа? Да. Что у нас не войде апы? Вообще, как относишься к острому, Каталина? Так, супер! Да, отлично, нам это подходит. Аша, хай, кранч. Отлично. Паркаш мушкаш еду около. Вине пивал, уж стаешь, а вине пивал.
Nu râde, râde cel care râde la orbă. Strasul spumila trecut conectora, da? Și eu și iarna sunt pe val. Aștept sezonul estival. E bine, nu? E ok. Я тебе скажу, okay. Что Каталина прям... Привет фильму «Васаби». Кум? Привет фильму «Васаби». Ну? Am uitat cum îl cheam pe actorul ăsta francez, dar să vă uitați mai decât. Gerard Depardieu. Da, exact. Și el acolo mănâncă. Eu știu pe unul numai pe ăla și l-am dat, Gerard Depardieu. A, nu, e el, doamne. Nu, e altul. Bine, să scriți pe YouTube să căutați trailerul cu Wasabi. Și să scriți The Wasabi Scene. Și acolo arată cum unul din actori mănâncă wasabi fără să se încrețească, este totul bine. Și celălalt este foarte uimit. Cum este asta posibil? Și ea și el vrea să încerce. Și pur și simplu explodează creierii de la cât de picant era. Noi vorbim, dar azi noi mâncăm. Da, но я вижу, что Каталина, кстати, справляется очень хорошо с этим испытанием. Учитывая, что Каталина в том числе и актриса, я думаю, она сейчас прям сыграла роль из того фильма, где тот актер вообще ни капельки не сморщился от васаби, потому что сделала она это и правда очень профессионально. Ты, кстати, единственная, кто так спокойно испробовал наш суперострый соус, остальные у нас все плакали, без исключения. Да, потом турна пуцин, пати. Да нет, вроде как всегда. Da. Deci, apropo, întrebarea a fost... Mi s-a desfundat și nasul. S-a desfundat? Da. Dar te-ai dat în afara emisiei cu... Spray. Cu spray ți-ai dat, adică era și timpul. Cred că asta a accelerat efectul. Accelerat. Care a fost cea mai absurdă bârfă pe care ai auzit-o despre tine? Asta a fost întrebarea anterioară. Da. Dar în ultimul plic, întrebarea despre... Persoana care a avut ultima dispută, chiar nu te cerți cu nimeni? Nu. Vă mai trageți de păr ceva, nu? Совершенно не было никакого разногласия. Sunt un om foarte pacifist, foarte... Eu nici cu soțul nu mă cert. Nici cu soacra nu mă cert. Asta cred că trebuie să spună multe despre mine. Dar poate soacra nu este, nu știu, implicată în viața voastră direct de asta și nu vă certați? Da, dar dacă s-ar implica... Am o soacră superbă și am o relație foarte frumoasă cu ea și da, nu avem situații din astea în care să se implice în chestii. Dar de mult timp ne ajută mult, la fel ca părinții mei. 2019 goda, da? Scăsală Cătălină, 4 goda. Să începe la celucilean, stai calmă. Eu am 6, după alt... Stai că apar copii. Vedem. Да нет, я считаю, что если отношения изначально хорошие, то все будет хорошо. И, конечно, очень многое зависит индивидуально от каждого человека. Поэтому, Каталина, я верю в твою историю, что ты не ругаешься ни с мужем, ни со свекровью. Это классно. Нужно брать пример и к этому стремиться. В принципе, у нас есть еще вопрос для Каталины, тем более, что мы все, наверное, ждем того самого кульминационного момента, когда Каталина еще расскажет про свое мероприятие, которое совсем уже скоро произойдет. Но все это после короткого рекламного блока. Оставайтесь с нами. Рекорд. Вейкаперы. Солонарь энд Абрамцова. Вейкаперы на рекорде. Ну и снова здравствуйте. 10:53. И перед тем, как мы перейдем к вопросам, которые мы заготовили еще для Каталины, потому что мы хотим узнать про ее все мероприятия, планы на прекрасный новогодний период, я вас хочу порадовать, потому что вечером вас тоже ждет веселье в нашем эфире на волне 107.9 Кишиневе или 101.5 Бельцер. А все веселье начнется в 21.00 вместе с Рекорд Клабом и с нашим резидентом DJ Smile. Чуть позже в 22.00 подключайся к сету у DJ Райский. Ну а еще чуть позже в 23.00 встретит тебя на рекорде DJ Red. Именно эти ребята будут вас веселить сегодняшним вечерком, да, в эту среду. Напоминать вам о том, что среда — это, да, маленькая пятница. Ну а мы продолжаем наше утреннее шоу, или точнее наш нескучный час. И напомню вам, что сегодня у нас в гостях просто комсомолка, спортсменка, красотка Каталина Кара. Я făcut niște комплименты în afara emisiei, ne-a topit la greu. Acum vrem ca tu să topești inimile oamenilor cu ce se va întâmpla mâine. Vrei până la asta să zic și ce ți-am zis? De te-am topit? Am zis că sunteți foarte organici. Îmi place mult cum sună vocile voastre. Cric de tei! Cric de tei! Yeeey!
Бине! Не будем скрывать, конечно, любим комплименты. Спасибо большое, нам очень приятно это слышать. Ну, мы рады, что ты сегодня, кстати, у нас в гостях. И мы ждем подробности про твое мероприятие, которое будет завтра. Я знаю, что у тебя еще есть несколько планов на месяц декабрь. Поэтому все рассказывай. Давай, пока у нас есть еще немного времени. 3 минуты. Deja am spus că mâine vă aștept. Mai sunt câteva bilete la Teatrul Mihai Eminescu, la concertul Candlelight Music Night, care va avea loc cu mine, Cătălina Cara și Andreana Marian și Moldova National Youth Orchestra. Îi vom avea ca invitat special pe Ileana și Pavel Orlov. Așa că sper să ne iasă o atmosferă caldă, să dăm start sărbătorilor de iarnă, decorul va fi la fel tematic, cum am mai zis, cu peste 1000 de lumânări, cu niște pomi de Crăciun. Nu vă dau prea multe secrete. Ce nu ați reușit să faceți până acum? Din ce ține de concert? Da, de eveniment. Ce încă nu ați reușit să realizați? Ce недоработочки, которые вот ты прям чувствуешь, что вот надо быстро это сделать. Păi mai avem niște chestii, adică niște nuanțe ce țin de programul în concert și asta, de asta mai avem o repetiție generală astăzi și mâine. Așa că eu sper mult să fie totul pus la punct și să sune închegat și bine. Și sunt sigură că așa va fi. Cum stați la capitolul de bilete? Suntem aproape sold out. Cred că au rămas vreo 10 bilete în vânzare, dacă mai sunt. 8 ușa. Da, dar Cirila, noi nu cumpărăm bilete. Au spus că ne suntem invitații speciale. Nu cumpărăm, gata. Media. Dar dacă vrei, îmi cumperi 2 bilete, vin cu toții. Biletele, de fapt, nu sunt scumpe deloc. Ce preț? Au rămas cu biletele cu 200 de lei, dar au fost între 200 și 300 de lei. Undeva prin coridor, da? Давай сделаем такую красивую афишу, Каталин. Давай вот скажем, где, во сколько, когда будет происходить твое мероприятие? Мыне, ла театр Михай Еминеску, ореле шап... Поехали. Мыне, ла театр Михай Еминеску, ла ореле 19.00, ва ашептам ла Candlelight Music Night. Cine va începe concertul? Ileana, dar chiar vrei să dau toate secretele? Da. De ce nu? Facem o exclusivitate la radio. Nu ne place răspunsurile care nu s-au mai auzit undeva. Hai că mai vin o dată după concert dacă mă invitați. Mă auto-invit singură și vorbim, mă povestesc atunci cum a fost la concert. Și apropo, am fost nominalizată la revista Elle, care iar decernarea premiilor în România va fi la jumătatea lunii decembrie. Deja sunt în revistă, așa că dacă vedeți la ce categorie? Ediția de decembrie, puteți să o procurați. Da, подожди, а где нужно голосовать? Дай нам какую-то ссылочку, мы тоже можем это... Pe site-ul Elle Style Awards, acolo puteți să votați artistul preferat. Eu sunt nominalizată la Best Emerging Artist. Сколько неизвестных слов для Виктора только что прозвучало. Да, eu am înțeles că am fost nominalizată. În rest... Am avut o situație recent când cineva din presă a scris că am fost nominalizată la Best Virgin Artist. Artistul virgin. Da. Da, a fost o greșeală de tipar, dar am râs copios pe seama aceste știri. Da. Иногда ошибки бывают и смешные. Так, еще что ожидать от Каталины Кары в декабре? То, что завтра у тебя мероприятие, мы это знаем, уже мы на него собираемся, держим за тебя кулачки, уверена, что все пройдет супер. То, что у тебя, во-первых, мероприятие от Эле, да, будет в середине декабря, а к концу декабря будет ли какой-то предновогодний, может, концерт? Собираешься ли ты обрадовать своих фанатов каким-то там, я не знаю, Merry Christmas шоу? Без претати вы анонса по пагина мя де социал медиа. Да, știi ca să-mi vină mai mulți followers. Давай тогда и озвучим, да, как тебя можно найти в Инстаграме, в Фейсбуке. В принципе, наверное, все просто. Сон Каталина Кара peste tot. Pe Инстаграм сон Каталина Кара _. Dar, да, mă puteți găsi pe toate платформele și muzica mea o puteți asculta pe Spotify, Apple Music, peste tot o găsiți. Кстати, буквально за эфиром говорили с Каталиной о том, что у нее очень много, на самом деле, концертной деятельности, да, правда, чаще все же она происходит где-то за границей, да.
да? Даже Каталина рассказала про свой опыт, про свои концерты, которые проходили в Лос-Анджелесе. И я все же хочу отметить это, потому что не каждый артист из Молдовы может этим похвастаться. Sunt și, apropo, primul artist care am ajuns să cânt în, la NAMM Show în Los Angeles. NAMM Show este unul din cele mai mari festivale de showcase, tot ce ține de producție, de scenă, lumini, sunet, instrumente. Am avut ocazia să întâlnesc pe Stevie Wonder, wow, pe toboșarul lui Michael Jackson, pe toboșarul lui, chiar al lui Elvis Presley, care este super în vârstă. Adică a fost o experiență foarte, foarte frumoasă pentru mine și sunt prima din Moldova și din România care am ajuns să cânt acolo. Măi, cine stă în partea stângă la mine? Ia spune, câți bani ai spart la cazinouri acolo? Nimic. Nu? Nu. Dar să știi că am fost la cazino prima oară când am fost în Statele Unite ale Americii, în luna de miere. Așa că atunci am fost și la cazinouri, că nu puteam să... Am fost în Las Vegas. Ce dinghe, să svadbă, care masa mare, văd ăta, văd, все там осталось, da? Nu, să știi că mi-am pus o limită atunci. Aha. Nu mai țin minte, $50 sau ceva de gen. Am zis că dacă îi pierd, măcar să nu-mi pară rău. Nu-ți pare rău de $50? Atunci am zis că e pentru distracție. Atâta este bugetul familiei pentru distracția noastră. Dar vezi, кто-то может потратить всю зарплату в казино, да? А у кого зарплата просто $50? Так я и говорю, gata, gata, este ora 11 și un minut. Cătălina spune că cu două minute înainte de 11 să iasă, trebuie să meargă, nu știu, la repetiție cumva. Am ținut-o mai mult, am făcut și n-au ciplat homo. Deci, Cătălina, noi îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația. Îți dorim succes la concertul de mâine. Să fie totul așa cum v-ați propus voi și să aveți multe aplauze, multe buchete de flori și să fiți satisfăcuți de toată munca pe care o veți voi. A, nu, mă, în любом случае, будем ждать тебя обязательно еще в нашей студии. Уже в... Dacă m-am tot auto-invitat. Da, раз уже произошло это приглашение, но уже как-то при другом раскладе, да, уже с новыми свежими новостями, треками, концертами, почему бы и нет. Спасибо тебе за интервью, правда, было очень классно, очень тепло. Вот как будто встретились давние-давние друзья и обо всем поговорили. Очень теплая атмосфера была у нас в студии. Надеюсь, что вы тоже ее прочувствовали через ваши радиоприемники. Ну а мы, Вейкапер, вам ровно до завтра говорим... Чао! Па-па! Мульцмешио! Мульцмешио! Вейкаперы с 7 утра по будням на рекорде.